Και την καρδιά σου πως γελώ. Σου λένε λόγια να σε ρω και σου δολώνουνε το μυαλό. Τι άλλο θέλεις πιο πολύ, θέλω με ένα σου φιλί. Τι άλλο θέλεις να σου πω, χωρίς εσένα δεν μπορώ. Την αγάπη μου γλυκιά, χορεύσω να ξεσκάσω τη θλιμμένη μου καρδιά. Να χορεύσω να ξεσκάσω τη θλιμμένη μου καρδιά. Îmi place și în alte sensuri? Nu, în seara aceasta am venit și ne place foarte mult. Urmărim cu foarte multă dragoste ceea ce vedem și cu mult interes. Mi-a plăcut de la început de când am intrat. Ce v-a plăcut cel mai mult? Atmosfera de pe scenă și sunt profesioniști, artiști. De unde sunteți? Din Pitești. Ați mai nimerit în vreo vacanță vreun festival de genul ăsta, precum Zilele Orașului? Nu, nu, nu. Și credeți că această inițiativă atrage turiștii? Da. Sigur. E foarte frumos. Ce v-a plăcut cel mai mult? Totul. De unde? Din Ilfov. Ați mai nimerit pe undeva vreun festival? Nu, 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 nu. Ce părere aveți? De? Foarte frumos. De unde? Din Pașcan, județul Iași. Și ați fost și în serile trecute la festival? Nu, în seara asta e prima dată. Ați mai nimerit în vreun oraș, știu eu, în vacanță, să fie vreun festival organizat? Nu am mai nimerit. La mine în oraș am nimerit, acum o săptămână, atât. În vacanță nu? Nu, în vacanță nu. Ce părere aveți de asta? E foarte frumos. Da, atrage turiștii, foarte frumos. Pentru primul an ai fost? Nu, 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 am venit... chiar în ultimii 4 ani și anul trecut de 2 ori. Παλαμάκια, παλαμάκια, έξω τέτοια και φαρμάκια, έξω τέτοια και φαρμάκια, παλαμάκια, παλαμάκια. Este a treia seară de sărbătoare la Eforie, iar localnicii și turiștii petrec pe muzică pentru toate gusturile. Petrecerea continuă și duminică seară cu noi surprize din partea primăriei orașului. Euforia Eforiei a fost organizată mereu în luna august. A devenit o tradiție să organizăm simultan concerte în ambele stațiuni. Vă așteptăm în această seară, împreună cu toți cei dragi, să petrecem pe ritmuri grecești și folclor autentic. Duminică seară încheiem festivalul pe ritmuri balcanice cu numeroși artiști ce vor realiza cu siguranță un spectacol incendiar pe care nu aveți voie să-l ratați. Este destul de greu de gestionat un eveniment de acest gen, mai ales că este vorba de organizarea acestuia în plin sezon estival, dar administrația locală a acceptat această provocare cu drag, dorind să realizeze lucruri deosebite pentru turismul local.